cine-n ședeare, la masă cine-n ședeare, ședea Bunul Dumnezeu, Sfântul Pătru și Ioanul, la spatele Domnilor, la spatele Domnilor, șade-un călugăr bătrânul, șade-un călugăr bătrânul, iar călugărul blângeare, iar călugărul blângeare, Dumnezeu așa-i grăiare. Dumnezeu așa-i grăiare, taci călugăre nu plânge, taci călugăre nu plânge, că eu ție drept ți-o-i zice, că eu ție drept ți-o-i zice, viața veacului va fi re, viața veacului va fi re, și pământul s-o sfârșire, și pământul s-o sfârșire. Trebuie să găsești timp pentru Dumnezeu, ca să aibă Dumnezeu veșnicie fericită pentru tine, tu trebuie să găsești timp pentru Dumnezeu. Părintele Teofil ne vorbește de dincolo de timp, taină a bucuriei veșnice. Ne îmbrățișează în lumina sufletului său, aflat acum la întâlnirea cu Domnul. Te rogi, iar dacă nu ai conștiința aceasta că stai în fața lui Dumnezeu, că îi spui ceva lui Dumnezeu, ce înseamnă vorbirea minții? Nu înseamnă pur și simplu a cere ceva de la Dumnezeu, ce înseamnă a-i spune ceva lui Dumnezeu. Ai spune despre tine, ai spune despre familia ta, ai spune despre societatea în care trăiești, ai spune despre prietenii tăi, ai spune lui Dumnezeu ceva despre oamenii din jurul tău, despre cei pe care ai în simțirea ta, în conștiința ta. Adică îi spui ceva lui Dumnezeu. Cu adevărat, vorbești cu Dumnezeu, nu vorbești în gol, nu vorbești ca la un telefon stricat. Viața unui om rămâne întotdeauna o taină. Se dezvăluie parțial semenilor și celor apropiați, dar niciodată nu poți privi cu acuratețe în inima omului din fața ta. Și cu toate acestea, Părintele a privit în adâncul sufletelor noastre, așa cum o mamă își strânge la piept pruncul. Părintele Teofil, ca fel de a fi, era un om foarte odihnitor. Odihnea oamenii. Și de aceea prezența lui, cred, era foarte căutată. Oamenii își doreau mult să fie în preajma părintelui. Ca o baie de lumină, îmbrățișarea dânsului, am cunoscut-o pentru prima oară atunci. Știți cum îmbrățișa el cu toată ființa lui? Și când te întâlneai și mai ales când te despărțeai de dânsul. Și pur și simplu am plecat zburând de acolo. Și a rămas cu această amprentă de întâi a părintească a lui de duhovnic. Părintele, după părerea mea, cu adevărat văzuse lumina cea adevărată și primise Duhul cel Ceresc. Dacă nu ai cum să... Dacă nu trăiești credința și nu... L-ai pe Dumnezeu, nu ai cum să reverși asupra celorlalți atâta frumusețe și atâta lumină. Mi-aduc aminte de foarte multă plăcere, cum zicea mama, când era gata mâncarea și punea mămăliga pe masă, hai dați la Tatăl nostru să ne putem apuca să mâncăm.
ceva extraordinar să ne putem apuca să mâncăm. Deci nu ne putem apuca să mâncăm dacă nu ducem Tatăl nostru. Și cu asta m-am trezit în lumea aceasta. Să aduci aminte că atunci când te așezai în pat, întâi făceai rugăciune și că ziceai, mama, faceți-vă cruce pe perină și zice, Sfântă Cruce, culcă-mă, Duhule, deșteaptă-mă, Fiule, umbrește-mă, prece, stăpăzește-mă, pe prea Sfântă Cruce o fac și mă cul noaptea cu drag și o fac pe trupul meu, numele lui Dumnezeu, biserică cerească, cântare îngerească, Dumnezeu Sfântul de boală să ne păzească și să ne mântuiască. Cu toții ne întrebăm, cum era privirea părintelui Teofil? Ochii săi au rămas închiși pentru privirea noastră. În schimb, a adunat lumină în interiorul său, pe care o iradia prin toți porii ființei sale. Ne-a privit cu sufletul. Îl am în inima mea, îl port cu mine oriunde și știu că și Părintele mă poartă în rugăciunile Sfinției sale. Ne-am îngâiat cu îmbrățișarea în care ne strânge mama, îmbrățișarea în care simțim căldura și protecția lui Dumnezeu Tatăl. Este până la urmă un om care a avut o lumină mai mare decât au cei care au ochi buni de văzut lumina fizică, un om al lui Dumnezeu. Mulți care se numesc credincioși pe ei înșiși și nu au o legătură cu Maica Preacurată. Nu știu rugăciuni către Maica Domnului. Nu știu să spună cuvinețe cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Nu știu că Maica Domnului este mai înaltă decât cerurile și mai curată decât strălucirile soarelui. Nu știu că Maica Domnului este ușa cea cerească, care din oameni a răsărit și pe stăpânul a născut. Nu știu că Maica Domnului este mai presus de cheruvim și de serafim. Nu măresc pe Maica Domnului. Neglijează pe Maica Domnului și să știți că cei care neglijează pe Maica Domnului n-au credință în Maica Domnului. Așa cum și cei care neglijează pe Dumnezeu nu iau aminte la Dumnezeu, îl neglijează pe Dumnezeu, n-au credință în Dumnezeu. Cuvine se cu adevărat, a te ferici, lacrimi, Părintele Teofil, când vorbea de Maica Domnului, îi curgeau lacrimi pe față, am văzut lacrimile unui orb, unui om care vedea în Duhul lui Dumnezeu, l-am văzut vorbind cu atâta însuflețire, dacă i-ar fi cerut să vorbească despre Maica Domnului în orice moment al zilei, ar fi început și ar fi ținut discursuri extraordinare, avea o dragoste și o evlavie deosebită. Sărbătoarea aceasta se numește Adormirea Maicii Domnului. Ce înseamnă asta, Adormirea Maicii Domnului?
Asta înseamnă moartea Maicii Domnului. Bine, dar atunci de ce nu zice moartea Maicii Domnului? O muri Maica Domnului. Și de ce? Pentru că Maica Domnului nu a murit. După cum nu moare nimeni, niciun om din lumea aceasta care a venit din neființă la ființă, nu moare. Înăscătoarea de Dumnezeu, cea într-o rugăciune neadormită, ea care a murit în rugăciune neadormită. Mormântul și moartea n-au ținut-o. De ce? Pentru că la viață a mutat-o cine? Fiul ei, cel ce s-a născut din pântecele ei. Dumnezeu știe cum va fi cu noi, dar ceva știm sigur, că nu murim, că nu putem muri. Numai că am putea să fim între cei osândiți, cel ce nu va crede se va osândi, și atunci moartea nu e spre viață, ci este spre moarte. Adică, cum spune și Domnul Hristos, că unii vor ieși spre învierea vieții și alții vor ieși din morminte spre învierea osândei. Noi însă credem că ne ajută Maica Domnului cu rugăciunile ei, cum i-a ajutat pe cei de la Cana Galilei, el a făcut Domnul Hristos din apă vin, tot așa ne ajută și nouă să mergem acolo unde dorim să mergem, acolo unde e Maica Domnului, acolo unde Sfinții lui Dumnezeu, acum numai cu sufletul, iar în veșnicie și cu trupul. Și noi vom fi acolo și cu sufletul și cu trupul. Marie, bucură-te, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Bucură-te, Marie. Mă tot întreb, oare cum ar vrea Părintele Teofil să ne amintim de el? Conferințele sale, fie audio ori video, încă mai convertesc oameni la iubirea și îmbrățișarea lui Dumnezeu. Fizic, l-aș descrie pe părintele ca un călugăr rumen cu părul alb, cu niște plete nu foarte lungi, albe, pe chipul căruia puteai să citești multă lumină și înțelepciune. Iar din punct de vedere al profilului spiritual, duhovnicesc, sufletesc, părintele a fost un om robust, un om hotărât, un om cu multă credință și un om al bucuriei. Părintele se bucura să împărtășească bucurie, se bucura să se poată bucura, se bucura să fie în legătură cu Dumnezeu, pe care îl vedea ca și Tată, și acest profil spiritual, dacă vrem acum, al lui Dumnezeu, îl transmitea tuturor, spunând că Dumnezeu este Tată, că ne iubește, că ne cheamă, că ne primește, că ne zâmbește. Acest lucru plecând de la versetul 6 din Psalmul 20, în traducerea Bibliei Patriarhului Nicodim Munteanu, și atunci Părintele ne chema și pe noi să-i zâmbim lui Dumnezeu. Și cred că dacă ar trebui să îmbinăm ambele profiluri acum ale Părintelui, l-am putea descrie ca un părinte duhovnic care îi zâmbește lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte una din primele întâlniri, când am trecut pe acolo, pe la mănăstire, la sâmbătă, a venit să mă spovedesc. Dânsul stătea la stăreția veche, în altă cameră. Și înainte să intru la dânsul în cameră, se auzea un disc cu Mozart. Asculta, deci când mai avea timp, își punea cât un disc și asculta. Și îi plăcea muzica, îi plăcea literatura ziditoare, literatura frumoasă. La fel, povestea că se hrănea înainte, mai multă vreme, cu câte o piesă de teatru, spunea când venea vremea mesei, îl chema colegul său de chilie, vecinul său, hai la masă, zice, nu, că eu am altceva de mâncat.
Iubitor de rânduială, părintele Teofil a adus rânduiala în viața sa și apoi, ca duhovnic, în viața multor ucenici. Ne întâlnim cu el în fiecare clipă și nu avem cum să nu ne întâlnim cu el. Păi cel mai mult și mai mult, mi-am dat seama că părintele este un om al bucuriei și un model în mănăstire pe care trebuie să-l urmez. El a zis așa, că dacă cineva din mănăstire este să fie cel mai bun, a spus că să fie el. Și noi trebuie să ținem cont de lucrul acesta, să căutăm să fim buni. Deprinderile de viață creștină pe care le-a recomandat cuprindeau: oxigen, să trăiești în aer curat; glicogen, să ai o hrană echilibrată; somn cel puțin 6 ore, să păstrăm curăția inimii și a trupului; să cunoaștem învățăturile ortodoxe. Iar la toate acestea, părintele Teofil a mai adăugat câteva recomandări personale, dobândite în viața sa de monah: să mergem la biserică în zilele de duminică și sărbătoare, să începem ziua cu Dumnezeu, rugăciunea de dimineață și de seară și rugăciunea de la vremea mesei, să citim în fiecare zi 2 capitole din Noul Testament și să spunem cât mai des rugăciunea lui Isus, rugăciunea de toată vremea, cum o numea părintele Teofil. Să postim în zilele de post, de peste săptămână, și atunci când este rânduit de biserică, în cele 4 mari posturi de peste an. Spunea de multe ori, mă, să lucrezi orice lucru pe care îl faci, să-l faci ca pentru Dumnezeu, ca să nu mai lucreze altul pentru tine. Și am ținut cont și orice lucru care îl fac, mă gândesc și mă raportez: oare părintele ce ar spune dacă îi spun de lucru pe care le-am făcut? Și îmi găsesc răspunsul. Rânduială de lumină ne-a lăsat părintele Teofil. Întâi îți strângea mâna atât de tare ca să simtă că ești recunoscut. Îți spunea pe nume îndată și apoi te îmbrățișa ca să completeze dragostea care o avea față de tine prin surâsul acela prietenos cu care te îmbrățișa. Lumina în suflet, părintele Teofil a adunat-o de-a lungul timpului, prin credința sa și prin răspunsurile pe care le-a dat la încercările vieții. Nu s-a lăsat învins de provocările care foarte ușor l-ar fi putut plasa la marginea societății. S-a considerat doar un om cu nevoi speciale. Eram un copil de 14 ani și la stăreția veche, de la sâmbăta, părintele se pregătea să meargă la mănăstire. Și eu m-am prezentat cine sunt, că sunt un copil de la Agnita, din Kirpăr, și am venit ca să cunosc opștea mănăstirii și să ascult Sfânta Liturghie acolo. Prima îmbrățișare părintele acolo mi-a dat. În acea clipă, înainte de a pleca la biserică, m-a încălzit cu îmbrățișarea lui. Și a zis: măi frate, așa asta era expresia cu care ne întâmpina. Măi frate, ce bucurie am că ai venit să ne cunoști și să cunoști mănăstirea sâmbăta. Pornind de aici, el a dăruit Bisericii Ortodoxe atâta lumină și în chip deosebit tinerilor. În lume este atâta neputință. Oamenii au atâtea scăderi în viața lor, adică noi să înțelegem lipsurile oamenilor și să întâmpinăm oamenii cu multă căldură în această înțelegere de a ridica pe oameni, de a nu lăsa în căderile lor, de a nu certa pe oameni în căderile lor, de a înțelege
că aceste căderi nu sunt din vina lor, ci din vina păcatelor, a ispitelor care sunt și că ei trebuie ridicați. Părintele Teofil s-a născut în satul Topârcea din județul Sibiu, sat în care biserica era în centru, la propriu și la figurat. Între anii 1935-1940 a urmat o școală specială de nevăzători de la Cluj. Să știți că eu mi-am prețuit părinții. Eu n-am fost ăla când m-am făcut călugăr să zic că nu mai am tată, nu mai am mamă. Păi de ce să nu mai am? Adică mi-a dat Dumnezeu și noi mai am? Nu se poate. Îi am cât îi pot ajuta, îi ajut, ei s-au alcătuit la existența mea, prin ei m-a adus Dumnezeu în lume, de ce să zic că n-am tată, n-am mamă? Eu sunt o ediție masculină a mamei mele, adică cumva cu sufletul cu mama și cu trupul lui tata. Eu am fost sensibil așa, în general, față de frumos și n-am considerat că numai pe linia religioasă trebuie să te realizezi. Eu am fost și iubitor de cultură. Nu sunt un om de cultură, dar iubitor de cultură sunt. A întrerupt un an școala în 1942, când a venit la Mănăstirea Sâmbăta de Sus. Avea doar 13 ani și dorea să devină călugăr. L-a întâlnit atunci pe părintele Arsenie Boca, care i-a spus că nu poate rămâne la momentul respectiv pentru că nu are studii și i-a recomandat atunci rugăciunea de toată vremea. În fiecare dimineață, când mergeam la școală, cam o jumătate de oră de drum și când mergeam singur, ziceam într-una, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Și rugăciunea aceasta mi-a adus o bucurie de credeam că nici n-aș putea suporta mai multă bucurie. Și mă gândeam că s-ar putea întâmpla să mor de bucurie. Ei, n-am murit pentru că Dumnezeu știe cum să dozeze lucrurile, dar asta mi-a dat încredințarea că nu poți face ceva pentru Dumnezeu fără ca să îți dea și Dumnezeu ceea ce îți dorești. Și toată viața, părintele Teofil s-a ținut de această rugăciune. Aceasta i-a dat putere și lumină pe drumul vieții. A urmat mai apoi gimnaziul și liceul în Timișoara. Călca pas cu pas pe drumul cunoașterii. A luat bacalaureatul în anul 1948, alături de ceilalți colegi, înzestrați cu darul vederii, spre deosebire de el. Între anii 1948-1952 au urmat cursurile Facultății de Teologie din Sibiu. Eu cred că tot ce am realizat în viață se datorește faptului că m-am angajat la această lucrare de îmbunătățire sufletească, la rugăciunea cu care se mântuiesc călugării. Pe 1 aprilie 1953 a intrat ca monah în Mănăstirea Sâmbăta de Sus, unde a rămas până la trecerea sa la cele veșnice în anul 2009. 56 de ani dăruiți în deplină bucurie Domnului și aproapelui. Nu prea știu ce înseamnă călugăr, mărturisește părintele Teofil. Deși a făcut în mod smerit și dăruit toate cele ale călugărului ca pe ceva firesc în viața sa, în deplină bucurie. M-am gândit odată că un călugăr trebuie să fie un om de convingere religioasă, nu numai de cunoștințe religioase, și să nu fie un om care urmărește ceva prin călugărie sau altceva prin călugărie decât desăvârșirea personală. Când se prezenta cuiva, spunea: sunt arhimandritul Teofil și sunt om de treabă. Părintele Teofil rămâne duhovnicul ce a dat aripi multor tineri. A schimbat vieți, a convertit la lumina lui Hristos suflete aflate în căutări greșite. A sădit în sufletele ucenicilor sămânța frumuseții vieții în Hristos. A lăsat lumina să rodească gânduri bune. Ne spunea adesea: gândiți frumos.
Nu puteam să-i vedem ochii pentru că erau închiși, dar vedeam modul în care rostea rugăciunea, modul în care rostea ectenia, modul în care rostea formula liturgică sau binecuvântarea pe care o acorda, cu atâta căldură, cu atâta plinătate, încât te impresiona, te încălzea. Fire sensibilă, i-a plăcut mult poezia și recita adesea din Zorica Lațcu, Nichifor Crainic, ori George Coșbuc. Știa să creeze emoție și să țină pe tineri aproape. Bucură-te, floare fără de prihană, albă ca argintul nopților de vară, spicul cel de aur veșnic prin cu hrană, mirul care vindece orice fel de rană, bucură-te, maică, pururea fecioară, ploaia cea de mană. Exemplul vieții părintelui Teofil ne dovedește că limitele ființei umane nu sunt imuabile, iar darurile lui Dumnezeu sunt infinite pentru cel ce îl iubește pe el. E o minune să te gândești că Dumnezeu îți iubește. Și în același timp că și tu, ca om, poți și trebuie să-i zâmbești pe lui Dumnezeu. Stau în fața lui Dumnezeu cu mulțumire și îi zâmbesc lui Dumnezeu. Îi zâmbesc lui Dumnezeu pentru că nu se poate să nu-i zâmbesc. Nu se poate să nu-i zâmbesc pentru toate binefacerile câte mi le-au dat. Doamne, primește mulțumirea, Doamne, primește-mi zâmbetul cu care însoțesc mulțumirea. Părintele Teofil a rămas pentru noi un model de viețuire creștină și un model de încurajare pe drumul vieții presărat cu încercări. Retrăiesc, practic, ca stare sufletească, acea putere a îmbrățișării lui. După spovedanie, după fiecare spovedanie, mă lua în brațe, mă ținea îmbrățișat și era foarte multă iubire acolo. Era Dumnezeu însuși, era prezent în acea iubire, în acea legătură, cumva, de între părinte și fiu. Chilia părintelui a rămas un muzeu al sentimentelor minunate pe care ni le-a transmis. O mărturie că se poate trăi frumos în Hristos, având foarte puține lucruri materiale, doar dăruind și primind bucurie. Eu când mă duc, mă întâlnesc aievea cu părintele, îl simt prezent, îl simt îmbrățișindu-mă, îl simt vorbindu-i, îndemnându-mă să fiu în viața mea optimist. Părintele ne vorbește de dincolo de timp, din dragostea lui, care a învins barierele ființei umane. Te spune fața cum ți viața. Prin mare, luarea aminte la gânduri este o chestiune esențială. Dacă vrei să-ți faci rânduială în viață, trebuie să-ți faci rânduială în minte. Dacă nu-ți faci rânduială în minte, nu-ți poți face rânduială în viață. Nu a avut parte de lumină pe pământ, dar acum se bucură de întâlnirea cu lumina și frumusețea bunului Dumnezeu. Îl avem ca model în mănăstirea noastră și ne raportăm mai întâi la Dumnezeu și apoi la părintele, chiar zic, oare lui părintele îi place ceea ce fac? Părintele Teofil a cunoscut adânc neputința umană și a știut citi într-o lacrimă, fără să uite să zâmbească oamenilor și lui Dumnezeu. Vă mulțumesc și vă zâmbesc și vă zic la mulți ani, mulți fericiți ani, cât va putea rândui Dumnezeu să fim împreună pe mai departe și să nu uităm niciodată să-i zâmbim lui Dumnezeu și să ne zâmbim unul altuia, unii altora. Dumnezeu să ne ajute!
Acesta a fost Părintele Teofil, duhovnicul de la Sâmbăta.